Este 6 dimineața, neața fie cu voi. Am plecat la drum, suntem încă în Mallorca, dar trebuie să ajungem din nordul Mallorcăi, din nord-estul unde suntem acum, până în sud unde este aeroportul. Și am plecat la ora 6 dimineața pentru că pe la ora 11 ne moare vântul. Așa că na, ca să mergem cât de cât pe vele, pentru că totuși avem un velier, am plecat la 6 și o să navigăm până pe la 11-12, probabil când moare vântul. Facem într-un ancoraj și mâine probabil că facem la fel. Deci da, urmărim vântul. Asta este noapte, este, mă rog, este dimineața, da? Încă e noapte. Navigăm cu ajutorul stelelor noi, că nu avem GPS, da. Ca idee. Și mergem înspre sud. E destul de friguț aici, a început să vină toamna. Ce să vezi? Și da, frumos în Mallorca. Hola todos, hola. Some wants to be a millionaire, and he's asking me questions. And so, for $3,000, what is Facebook's main source of revenue? Advertising, games, digital goods, or subscriptions? That would be advertising. Correct. For $3,000, kicking up the stakes to $5,000, which is a safe level. What chess piece does not exist? A king. Superman? Seriously? Is that one of the potential answers? Oh come on, this is for kids probably. It's Superman, obviously. It gets harder for him to say, and the next question represents our mental fatigue by playing this game. Which country is pizza from? China, America, Italy, or France? Oh man, that would be Italy, of course, but these are really, really light questions. They do get harder. Okay, now we're out to $10,000. What is the name of the smallest bird in the world? Hummingbird, owl, dove, or a crow? That would be the hummingbird, at least from the ones you've mentioned. Correct. For $10,000. $12,500. The biggest ocean inhabitant is a blue whale, tuna, shark, or an orca? Well, that will be the blue whale. Correct again. Mikey's on a run. It's because he's got more wind out there. Alright. Which word describes a fermented milk drink? A bohia, kefir, pilaf, or kombucha? That will be kefir. Correct again for $15,000, Mikey. Looks like you're in the run to $1,000,000. Okay, $25,000. In the Book of Revelation, what is the number of heads of the beast? Seven. Eight, seven. Six, or five? That will be seven. I have no idea. Patronus Towers? What are the Patronus Towers? I feel like the Patronus Towers is in maybe UAE. I have no idea. Well, even if I do a 50-50, even if I have two variants, I have no idea which one to pick because I have no clue. Let's ask the public, probably. Okay, asking the public. Alright, I'll go with B. Correct. Yes! $5,000.
counterclockwise. That's full throttle, all right? You'll be fine. Just get it to the It's in neutral anyway. Bye. Denise, can you put your hands on your hips? It's not the same. Yeah. There you go. Whoa! Yeah. She actually turned it on. Well done. You have to put it in gear. Nice, girl. Yeah. You can do this. Bravo. Bye. Bye, girls. All right, ladies. Nice. Hey, I'm really legitimately impressed. I'm impressed, I gotta say. Nice. Good job. But you could do that by yourself. I don't think she can start the engine, though. I reckon you can. You're just as strong as me. I just have, like, my shoulder. Hey, Denise, come back here and try and start the engine. Yeah, go. Of course. I reckon you can absolutely Well, start look. It. You're a gymnast. Your engine, she started it. Yeah, but this engine is... Yours is, I feel like, it's hard for me. Ours is harder than this one. It's harder. Just with all your force. Go. No, it's... Go! Go! It's too hard. No, I don't know why. She literally can't do it. Really? Yeah, she doesn't have strength in her arms. That. Oh, good. Oh, that's good. Two... Give it to go! Full throttle, Jane. Full throttle. It is. Yeah. Yeah. I think I should teach Janessa how to start it. Well, you should maybe. Look, if she doesn't do it now, boom. Okay. So it starts. It doesn't. I still have. Whoa! Hey! You fucking did it! Come back. Good job. This is not a kick. This is the kick. Alright, do it again. Do it again. Start it again. Go, you're gonna get this so you can drive the dinghy. Last time she had to pedal. She had to. No. So, ready? And you can hold this if you want, or two. Yeah, she needs two. Go! Nice, girl! And then a bit of gas. She don't need gas. Give it some green stuff. Well, a little bit. Just... Good job. I mean, it's good that you're cautious. I mean, you're not, you know, like, daredevil. Yeah. Neutral. Nice, and then pass. Yeah, see, look. Now we just casually hand it to him. Boom. And you made it. See that? Good job. Yeah. Good job. I'm impressed. That is actually a good job. Deci este mai mare ca ăla. Oprește-te, rog, telefonul, te rog, pune pe pauză. Bro, I caught a fish, it's bigger than the one I caught on the camera. It's fucking huge. I have no idea what to fucking do. Should I cut the line? Go ahead and fucking pull it in, man. Can I fucking pull it in? Try and pull, put the net around his mouth.
Zane, I have to first bring it to the boat, bro. My whole line is out, like literally my whole line. It's a tuna. And I'm big. Mai dă-mi Manny. Pe mijloc, te rog. He's next to the boat now. Niciun pește nu tare dolu, neînțeles. Când rămâne fără pește. Dar da. Coming out of both sides, yeah? Blood is not coming out of the dorsal fin. Probably. Probably. Dude, it's probably a $2,000 fish, man. Get rid of the shit out of your fridge. It's not worth it. This is a priority call. Probably. Dude, you need to hold that up. We're gonna get a photo of you holding it up. When we reach the anchorage, though. Yeah, because I want to see you when you caught it. Fuck yeah. All right. Stai, nu vreau o poză, bine. Bă, da, îl fac eu, o poză. Îl fac eu o poză, că se și vede ceva. Eu zic să-l vindem. Și sunt oameni pe submarin și fac ceva, găsesc niște lumini albastre, fac ei ceva acolo, nu știu ce fac. O să trecem fix pe lângă ei. Și nu cred că o să le combine așa, e? Deci, na, voiam să trecem pe lângă submarin, bineînțeles că vreau să-l văd. Și au venit băieții care sunt pe o navă militară lângă submarin cu o bărcuță mică foarte șmecheră și mi-au zis fuck off, foarte bun simt și eu ce să fac decât să fuck off. Acum trecem pe lângă submarin și pe lângă barcă și eu voiam să-i zic în spaniolă, că bă frate, eu sunt pe vele. Eu ar trebui să am conform colreg, e așa așa spune. Așa spune colregul. Dacă ești pe vele, ai prioritate. Și am vrut să spun, să se dea submarinul la o parte, nu eu, că eu sunt pe vele. Nu puteam. Nu puteam să zic. Bra. Fucking hell. That's next level shit. Doesn't look so high tech though. I don't think it's a look like someone. Hey! Ce faceți, mă, cățelușilor? Ce le cântă Zane? Ia uite mă că vin acolo mă. Extraordinar.
Da, mă. Al naibii boat life, oriunde îndrepti camera, e un tablou, efectiv. Un tablou. Încolo un tablou, încolo un tablou. Poate fi și asta. Bun, acum situația este în felul următor. Am ancorat, suntem undeva în Spania încă. Suntem la un ancoraj în drumul nostru spre Gibraltar. O să pun aici exact coordonatele, că nici nu mai știu unde suntem. Suntem undeva înainte de Almeria. Asta știu sigur. Almeria este undeva în fața mea. Și am ancorat barcă lângă barcă, pentru că în seara asta este rândul familiei O'Donohue să găzduiască oaspeții și să mâncăm la ei. Aseara mâncam la noi, astăzi mâncăm la ei. Și ce am făcut? Am legat această parâmă galbenă a noastră, de barca mea, și merge până la barca lor. Și acum ce o să facem? O să ne tragem cumva barcă lângă barcă, astfel încât noi să putem păși pe barca lor. Mâncăm, facem. Și ca să nu mai lăsăm dinghiul jos, ca să... e complicat. Nu știu dacă s-a mai făcut chestia asta, dar o facem noi acum. This is gonna be... yeah. Interesting, let's see. Yeah. Wait. Too close for comfort. No. Way too close. Right. Okay. That's Denise. Boom! It worked. See you, Denise. Bye. Okay. Give me the bottle. The bottle and the camera. So, friend. Yep. Okay. Camera, please. Okay. Hi. Nice. Good job. Okay, I'll hold it. I hope you're able to get on. Denise, ya camera. Okay. Change. Oh man. I'm not on my boat. That fucking worked. That's weird. It actually worked. Funcționat. That was easy. Yeah, this is not so bad. Yeah, it's okay. But it serves a purpose. Well, yeah. Oh yeah. Copyright claim. Oh yeah, copyright claim. No problem. Denisa, hello lady. You have to go first. Okay. You want mate? Sweet. Thank you. Way to set up. But it works. Yeah. Yeah, but it's hey, so this is oh, this is all. Hey man. Oh cool. Well, you got the other one as well, up the front. Oh, is that up the front? Hold on. I was gonna say you took it, but then I don't know what you did with it. Just you stay there. Okay. Well, you can't go anywhere. This is like boat problems. Yeah. Right. Now get out of here. If you untie that, yeah. Then you're done. Just fuck. So this was done. Thank you. See you later, guys. Thank you, guys. Thanks, guys. Thank you. Bye. Oh, we just came up with a completely new fucking system. This is nice. Ne apropiem de strâmtoarea Gibraltar.
toată noaptea am mers cu motorul pentru că n-am avut vânt deloc. Avem curent. Pe măsură ce ne apropiem de strâmtoare, e curent. Am avut curent de 2 noduri jumate. Asta înseamnă că motorul era destul de turat și noi mergeam cu 3 noduri azi noapte, toată noaptea. Pentru că da, datorită sau din cauza curentului. Și pe măsură ce ne apropiem de strâmtoarea Gibraltar, care este, gândiți-vă puțin, toată apa din Mediterană vine și intră prin această strâmtoare, care e destul de mică. Adică curenții sunt imensi, sunt enormi în Gibraltar. Și avem în față un petrolier care nu știm ce face. Pe măsură ce ne apropiem de strâmtoarea Gibraltar, o să întâmpinăm din ce în ce mai multe nave comerciale, bineînțeles. Și noi suntem mici pe lângă ăștia. Și trebuie să vedem ce fac ca să ne ocolim. Știi? Noi nu poți să ne ocolească pe noi. So we just rafted together because the conditions are perfect, and we Zane said if not raft now then when. So basically our two boats are tied together and we were holding on just one anchor. That would be our anchor with 65 meters of chain out. So perfect. We're good. All right, I'm gonna go do some fish soup. Soup time. Yum. Yum. Lisa, can you help me? No. Joking. Deci treaba e felul următor. Zen și cu Frankie au gătit niște burgeri și vor să ne dea și nouă 2 burgeri și trebuie cumva să facem să transferăm burgerii de pe barca lor pe barca noastră. Norocul face că marea este foarte liniștită și putem să improvizăm ceva cu whisker pole-ul lor, să-l folosim ca un fel de macara ca să transferăm mâncarea de pe barca lor pe barca noastră. Acum suntem în proces de a alinia bărcile, le punem unele lângă altele, astfel încât să putem să facem acest transfer. Menționez că nu am mai făcut niciodată chestia asta, dar exersăm pentru Atlantic, pentru că o să avem 20 ceva de zile în care vom merge tot așa barcă lângă barcă și va trebui să facem asta, să ne transferăm mâncărițe și chestii de la o barcă la alta. Deci asta facem acum, exersăm primul nostru transfer de mâncăriță pe mare. Hai să vedem cum o să iasă. Zen se apropie de noi, uite-l cum vine. Eu am redus puterea motorului un pic ca să poată să mă ajungă pentru că era puțin în spate. So who's gonna maneuver? I'm just gonna put my boat on a trajectory and you be the one, okay, who decides how close we get, okay? Okay. Okay, so deci el o să manevreze barca lui, a mea doar stră drept. El, de el depinde dacă ne ciocnim sau nu, da? Eu n-am ce să fac. Wow, smells good! Oh, cross. If you, you know what I'm saying? That's cool. If you come close enough. Oh, look, nice. Hello, Frankie. Hello. Gracias, chica. Thank you. Hey guys. See you guys. I want a tip. Thank you. I'll put the tip in the bag when I give it to you back. Who breaks on the water? Nice. Boom. Avem burger. Nu ne mai trebuie spinnaker, polul se pare. Am rezolvat fără pentru că marea este foarte, foarte liniștită. Hai să vedem ce burger ne-a pregătit Frankie. A, uite. A, uite ce avem aici. A, uite. Wow. Bun apetit. Hai să mâncăm. Să nu zici că nu te scot în lume. Să nu zici că nu te scot în lume. Hai să arăt Africa. Hai. Uite. Unde? O vezi? Unde, mă? Uite acolo. A, acolo mic. Muntele ăla. Bă, da. Bă, aia e Africa. Păi cred că din Gibraltar o să se vadă și mai bine, nu? Bineînțeles, da. Ăla este Marocul. Și între muntele ăla și muntele ăla, care este piatra Gibraltar, e strâmtoarea Gibraltar. Păi da. Acum vezi că sunt foarte, foarte multe nave. Da. Și vântul se intensifică pentru că intrăm în strâmtoare. Mm-hmm. Sper că vă placă ochelarii mei rotunzi. Adică ai mei. I-am furat de la Denisa. Ai mei sunt foarte zgâriați, dar nu e departe de stilul ăsta. Nu știu dacă știți, dar skipperii, cel puțin români din România, toți arată la fel, în primul rând. Și în al doilea rând, toți poartă același tip de ochelari care sunt legați aici în spate cu o chestie din aia, ca să nu zboare. Ca să nu zboare, exact.
E o uniformă la skipperii din România. Eu nu vreau, adică nu cred că mă încadrez. N-am experiența unul la mână și de la mână nu-mi plac cum arată ochelarea, așa că eu tot de ăștia de dorobangele sport. Ăia de fete. Mă rog, ești de fete ăștia? Trebuie să luăm alții, da. Trebuie să luăm niște ochelarea mei, sunt zgriat, sunt vremea lor. Dar decât să dau acum 200 de euro pe ele de ochelari, sincer să zic, mă doare sufletul, mai bine, știi, mi-au niște scripeți. Da, na, boat life. Acum, folosesc cu ochelarii de Nisei. Anyway, ce voiam să vă zic, este că asta de aici este piatra din Gibraltar. Este teritoriul britanic. Este foarte mic, dar teritoriul britanic nonetheless. Mai avem cam câteva sute de metri și după ce trecem de farul ăla, o să fim oficial cu barca, cu Samsara, în strâmtoarea Gibraltar. Un lucru pe care nu credeam că o să-l fac, adică este ceva ce îmi părea atât de distant când eram în Grecia, mă gândeam, a, Gibraltar, până ajungem noi în Gibraltar și iată-ne aici, după o lună, după ce am plecat din Grecia, o lună și câteva zile, am ajuns în strâmtoarea Gibraltar. Mie mi se pare, sincer, ireal că am făcut toată Mediterana 80% de la est la vest. Și iată-ne aici, nevătămați, entuziasmați, n-a fost mare lucru și privim cu încredere și cu entuziasm către următoarea parte a voiajului nostru și anume drumul din Gibraltar către insulele Canare, adică către Tenerife în principal. Va fi un voiaj destul de lung, 5 zile non-stop, asta în cazul care nu ne băgăm prin Casablanca și Tanger. Eu vreau să văd și Tangerul și Casablanca, să vedem dacă bodyboat-ul nostru, Sea Time, vrea să facem același lucru. Până una alta, aici în Gibraltar avem o marină rezervată, 10 zile. 10 zile în care vom pune Samsara la punct, o să o pregătim de ocean. O să o pregătim, o să facem pregătirile pentru ocean. De asta suntem aici, găsim niște chandleriuri, dăm niște comenzi de niște piese și pregătim bărcuța de mers pe ocean. Da, treaba asta părea așa de distantă, știi? Până o să ajungem noi de acum, realitatea te lovește și realizăm faptul că, da, urmează să mergem în Caraibe, guys! Urmează să trecem Atlanticul cu barca asta. O să o facem și o să fie interesant. Și ce mai important, o să vă luăm cu noi în excursia asta ca să vedeți tot. Și să fiți cu noi și să simțiți și să trăiți alături de noi. Mate, I've been here before, so I think it's appropriate for me to say officially, welcome to Gibraltar. Ha-ha! Am ajuns! În strâmtoarea Gibraltar, din Grecia, cu Samsara! Și undeva acolo este Oceanul Atlantic. Îl văd, mă rog, nu-l văd că este o negură, dar e acolo. La câțiva kilometri este Atlanticul care ne așteaptă. Urmează! Îl face și pe Atlantic. Tot cu Samsara! Woo! Da, mă! Așa, mă! Momentele astea sunt pentru astea trăiești, mă. Nu faci sailing. Sunt cureți foarte puternici în strâmtoarea asta și fix în față se poate vedea pe suprafața apei
locul în care curentul practic se termină și apa începe să devină calmă, pentru că intrăm așa ca într-un golf imens. Și da, e vizibil cu ochiul liber unde e gata curentul și începe apa liniștită. Momentan e foarte puternic curentul aici, ne deplasăm cu 3 noduri, deși în mod normal la turațiile astea barca trebuie să aibă 5 noduri. Deci avem cel puțin 2 noduri de curent împotriva noastră. Da, e strâmtoarea Gibraltar, adică nu te așteptai. E ca și cum ești pe un râu, uite suprafața apei cum e. Uite în partea, ea filmează. Uite, uite, e repede. Viitoare cu clip nou. Eu sper să țină pontonul ăsta, mă.